Avantajul în, în tipul ăsta de proiect este că nu ne obligă nimeni să facem ceva, nu ne interzice nimeni să facem ceva. Dacă vreodată, nu știu, va, se va naște ideea asta sau ni se va părea o idee bună, poate că o să ducem la bun sfârșit. Să spun că lucrurile au fost puțin mai așezate. Asta însemnând că am strâns ceva mai mulți bani cu ceva mai multă ușurință. Nu spun că a fost ușor, dar a fost mai puțin complicat ca la Love Building. Partenerii și coproducătorii s-au implicat mult mai ușor și cu mult mai mult mai mare încredere. Am avut mai multe zile de filmare. A fost puțin mai complicat pentru că nu s-a mai filmat în București, s-a filmat în deplasare și atunci toată echipa a trebuit cazată, hrănită și așa mai departe. Vivi Drăgan, care a venit cu echipa lui, cu doi cameramani foarte buni, care sunt și DOP, de fapt, nu pentru filmul ăsta, dar în general cu Cosmin Fericean și Liviu Pojoni, junior, care au venit fiecare cu echipament, ceea ce pentru noi a însemnat foarte mult. Am filmat cu două camere, două Alexa. Lucrurile au stat mult mai bine și au fost mult mai așezate ca la prim. Avem 13 scurt și mediumetraje, dintre care ultimul mediumetraj, Să mor de dragoste rănită, chiar a luat la TIFF un premiu, adică e un film și a ieșit în cinema în omnibuzul scurt pe 4, plus două lungmetraje, adică ăsta ar fi al doilea lungmetraj. Proiectele pe care le-am avut până acum, adică scurtmetrajele, Love Building, All Love Building, au venit cu foarte multă pasiune. Odată din partea noastră, în al doilea rând din partea oamenilor care au fost implicați. Nu-mi dau seama cum ar fi să lucrez într-un proiect doar profesionist. Adică fără capitalul ăsta de pasiune și dedicație. Nu-mi dau seama. Adică nu-mi închipui că aș putea să fac film ca producător fără nebunia pe care am avut-o la proiectele de până acum. Fără implicarea aia sufletească. Nu știu. Probabil că adică aș vrea să se ajungă la treaba asta. Aș vrea să devină o afacere. Aș vrea să avem și noi de câștigat mai mult decât pasiune și bucurie. Dar nu știu dacă aș putea să o fac doar așa. Nu știu. Cred că personajul meu, Silviu Soare, e un personaj mult mai bine structurat. Cred că e un personaj care are o evoluție, spre deosebire de Love Building, de primul Love Building. Cred că din punct de vedere actoricește a fost o provocare mai mare pentru mine. Dar trebuie să recunosc că am acordat mai puțină atenție actoriei din același motiv, că am făcut și pe producător. Asta e, mi-am asumat-o, nu mă plâng, dar mi-aș dori ca următorul film pe care îl produc să îl produc și să-mi văd de actorie. E complicat ce-mi doresc eu. Dacă vă uitați, majoritatea regizorilor care sunt vârfurile generației, ultimei generații de actori, sunt regizori care au propriile case de producție. Și își produc propriile filme și în felul ăsta reușesc odată să se autopromoveze, în al doilea rând să-și verifice, să-și controleze tot timpul ce se întâmplă cu filmul încă din faza de preproducție, producție și ulterior viața de după, festivaluri, distribuție și așa mai departe. Mie mi se pare că era un drum firesc și pentru noi, pentru mine, pentru Doru și pentru Papi și nu știu dacă nu suntem primii actori care și-au luat într-un fel soarta în mâine. Adică, iară, nu mă plâng, dar e foarte frustrant ca actor să stai să aștepți. Aștepți. Să-ți sune telefonul, să te mai duci la o probă, să primești un răspuns. Nu joc modestia și nici nu vreau să mă cobor mai jos decât sunt, dar sau mai sus decât. Nu e chiar așa. Și Dragoș Bucur așteaptă să-i sune telefonul și Dragoș Bucur așteaptă să afle dacă au luat un casting sau nu. Și Dragoș Bucur are luni întregi, am avut ani în care n-am jucat. Și ce se întâmplă acum cu Love Building și cu All Love Building, de fapt a venit și din, pe lângă din plăcere și pasiune și din niște frustrări pe care le-am avut fiecare din noi. Și am vrut să
să ne luăm, cum spuneam, oarecum cariera în mâini.